mesaje, conferințe, predici, toate la ediția specială Actualitatea Evanghelică. Bun găsit! David Reguș sunt. Astăzi la Actualitatea Evanghelică, ediție specială, îl ascultăm pe Virgil Mitrofan. Locuiește de câțiva ani în Londra, în Anglia, iar mesajul pe care îl vom asculta este din predica de pe munte a Domnului nostru Iisus Hristos. Casa zidită pe stâncă și ascultarea sau ascultarea și casa zidită pe stâncă. Un text foarte cunoscut, însă este important pentru viața de zi cu zi să ne aliniem trăirea și viața noastră cuvântului lui Dumnezeu și numai cuvântului lui Dumnezeu. Virgil Mitrofan. Matei capitolul 7 de la versetul 24 la 29. Și aici Domnul Iisus spune așa: De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit, care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea, ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Pentru context, am să citesc și de la versetul 21. Domnul Iisus spune înainte de această asemuire cu casa de pe stâncă următoarele lucruri. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor spune în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi chiar draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Am auzit odată o întâmplare despre o biserică unde era un om mai scund și omul ăsta mai scund așa stătea în biserică și mereu comenta că păstorul predică prea lung, că predica n-a fost destul de bună, că știu eu, textul n-a fost potrivit, că barba nu era rasă. Tot timpul avea ceva de comentat. Și odată păstorul, ca să-l lecuiască, în drum spre amvon, se apleacă așa pe lângă el, zice, hai cu mine, zice, azi predici tu. Ăsta se duce în față și când ajunge în față, ea și citește din întâmplarea cu Zacheu. Și citește și zice, fraților, zice, Zacheu era așa un om mic, ca mine. Și Domnul Iisus zice, a trecut și i-a zis, dă-te jos. Și el s-a dat jos, așa cum a chemat și mine păstorul, zice, aici sus, la amvon. Și Zacheu zice, repede s-a dat jos din dud, așa cum și eu să mă dau repede de aici jos de la amvon. Și de atunci n-am mai vorbit niciodată în plus. Fraților, noastră ca și mine sunteți veniți în țara asta, n-ați venit ca să faceți o biserică, n-ați venit ca să evangelizați Kingsbury, ați venit la muncă. Dar venind la muncă, a fost nevoie să găsiți un loc unde să vă adăpați din când în când, unde să găsiți învățătură. Și Dumnezeu, care e bun, a rânduit și oameni care pot să fie învățători, fie păstori pentru sufletele voastre, cum spune apostolul, fie cu alte daruri care să slujească adunarea. Unul din lucrurile pe care eu le-am observat de când sunt în Anglia și am de face cu diversi frați, în mare parte tineri, este o oarecare lipsă de profunzime. O lejeritate de multe ori în modul în care iau lucruri din Scriptură sau iau lucruri pe care le aud poate la alții sau le cântă și le proclamă peste viața lor, le asumă și nu întotdeauna funcționează. Domnul Iisus în predica de pe munte, care în paranteză fie spus, este considerat cel mai mare discurs religios sau nereligios din toate timpurile. Cicero n-a putut să vorbească mai bine decât Domnul Iisus. Demostene n-a putut să vorbească mai bine decât Domnul Iisus. Cel mai mare discurs, politicienii din toate țările spun că dacă principiile din predica de pe munte ar fi aplicate în politica țărilor, în viața socială a țărilor, țările lor ar fi mai bune.
Practic, Dumnezeu ne dă un cod etic și moral în predica de pe munte, care e, englezește vorbind, bulletproof. Funcționează. Și lucrul care frapează cel mai mult în predica de pe munte este că Domnul Iisus ia și demontează tot ce aveau impresia evreii că știau. Și de 5 ori spune Domnul Iisus în predica de pe munte, ați auzit că s-a spus. Și evreii zic, da, așa este, am auzit, sigur, așa este. Dar eu vă spun altfel. Aoleu, iar a stricat-o. Și iară vine Domnul Iisus, ați auzit că s-a spus. Da, așa este, farisei și preoți, așa este, așa spunem noi. Dar eu vă spun altfel. Și Domnul Iisus vine și spune, sunt lucruri de suprafață pe care este ușor să le afișați, este ușor să le îmbrăcați, este ușor să le puneți în display, dar pe mine nu mă interesează alea și nici pe Tatăl meu din ceruri nu-L interesează. Lucrurile care sunt cu adevărat importante sunt lucrurile ascunse din inimă. Și Domnul Iisus merge până într-acolo încât spune, din inima omului ies toate, nu? Și El face o enumerație de lucruri rele, nu vreau să le spun. Dar din inima unui poate să iasă și lucruri bune. Mi-aduc aminte, odată am ascultat o predică a unui american pe internet și în timp ce vorbea, a scăpat o vorbă urâtă. Și el zice, zice, de unde a ieșit asta? Păi de unde să iasă? Din tine a ieșit. Că era acolo. Vedeți, Dumnezeu este interesat nu în ceea ce afișăm noi duminică la biserică, nu ceea ce afișăm când ne întâlnim cu frații, cu ceilalți, nu ceea ce afișăm când ajungem acasă. Suntem purtători numai de măști de COVID. Suntem purtători de măști de toate felurile. Avem o mască de biserică, avem una de familie, avem una de serviciu, avem una de stradă, avem una la meci, avem una la beci și tot așa. Și Domnul Iisus face o enumerare pe care n-aș vrea să o mai, să o mai fac și eu, a multor lucruri pe care ar trebui să le avem în noi înșine, în esență, nu doar în formă. Spre exemplu, Domnul Iisus spune, nu este important, nu cu asta trebuie să te lauzi, că nu te-ai dus la o femeie. Pentru că dacă în inima ta ai văzut-o și ți-a plăcut și ai fi vrut să mergi, e ca și cum ai fost, nu? Și Domnul Iisus merge mai departe și cine pricepe, pricepe, cine nu pricepe, nu pricepe. Dacă mâna ta dreaptă te face să păcătuiești, tai-o jos, nu? Doamne, dar ești prea dur, Doamne. Chiar așa? Ok, Domnul Iisus, hai să vă învăț să vă rugați. Rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, facă-se voia ta, așa, 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 așa. Pâinea noastră, sună bine, pâinea noastră cele toate zile, dă-ne nouă astăzi, nu mâine, astăzi. Iartă-ne nouă greșelile noastre. Foarte bine sună. Precum iertăm și noi greșiților noștri. Dar vreau să vă dați seama că aici ești un blestem? Să te ierte Dumnezeu cum ierți tu pe cei care ți-au greșit ție. Vedeți, Dumnezeu nu este musai un Dumnezeu care se lasă impresionat de emoții. Zi vine fariseul și zice, Doamne, eu din mărar dau. Ați încercat să dați vreodată din mărar zecioală? Să luați să numărați frunzele de mărar? Ăsta dădea. Vă imaginați lucrul ăsta? Număra frunzele de mărar. Ca și cum ai da zecioală din boabele de mac. Nu? Și Dumnezeu zice, mai lasă. N-ai înțeles principiul din spate. Și ajungem la capitolul 7. Eu am făcut, la noi la biserică, am făcut o altă predică din prima parte a predicii de pe munte și o altă predică din locul unde vorbesc astăzi. Am vrut doar să fac o mică introducere. Că ajungi la capitolul 7 și pe măsură ce înaintezi în predica de pe munte, când ajungi la povestea asta de la începutul capitolului, la sfârșitul capitolului 7, la versetul 15, la versetul 21, îți dai seama că nimeni n-are nicio șansă. Păi e de-a dreptul imposibil să fii un asemenea credincios. Păi nu se poate. Păi care bărbat are mintea pururea curată? Păi care femeie niciodată n-a spus o vorbă rea despre vecina ei? Care băiat nu s-a gândit să fure într-o zi creionul colegului lui? Și așa, și așa mai departe. Ei bine, nu asta o să spuneți nu, eu nu, aici nu. Bine, vă las să trăiți în iluzia asta. Domnul Iisus spune, nimic în afară de perfecțiune nu poate să intre în împărăția cerurilor. Și atunci spune întrebarea, Doamne, dar cum? Cum se poate întâmpla asta? Adică nici măcar faptele bune, adică nici măcar minunile. Adică dacă tu ai înviat pe cineva din morți, asta nu ți se calculează acolo ca bilet de intrare în rai?
Adică dacă tu în toate bisericile unde ai fost, toți oamenii au căzut în fața ta și s-au vindecat și ai spus tainele tuturor și ai prorocit, nici asta nu-i de ajuns. Nici asta nu-i de ajuns. Domnul Iisus spune că vor fi asemenea oameni și el o să le spună: nu vă cunosc, nu știu cine sunteți. Cum, Doamne, dar noi habar n-am, nu ne-am întâlnit niciodată. Și atunci începe această învățătură de final a Domnului Iisus, care spune: uite cum puteți să fiți ca mine, cum puteți să aveți o viață bună. Și predica pe care vreau să vă predic cu ajutorul Domnului se numește Ascultarea și casa zidită pe stâncă. Doi oameni și-au făcut case, case faine, case bune. Dumneavoastră știți, majoritatea românilor sunt constructori, știm să construim case și eu construiesc case. Case faine. Diferența era că una era pe nisip și una pe stâncă. Ce înseamnă în limbaj biblic casă? Atunci când Biblia vorbește de casă, vorbește de cel puțin patru lucruri. Vorbește despre o țară sau despre un neam. Biblia spune casa lui Israel, casa lui Iuda. Și se referă la țara, la neamul Israel, la poporul Israel. Biblia în al doilea rând se mai referă la o familie, neamul cuiva, când spune casa lui David. E neamul, familia lui David. Ce frumos, dacă vă gândiți, ce frumos sună în această accepțiune promisiunea pe care o face Iosua când spune: eu și casa mea. Aproape că proclamă peste tot neamul care va veni după el o binecuvântare: eu și toți ai mei vom sluji Domnului. Ce important e să spui lucruri bune peste casa ta și peste familia ta. Apoi, o casă mai înseamnă și o biserică. Biblia vorbește și spune că noi toți suntem casa lui Dumnezeu. Biblia ne numește pe noi pietre vii. Și în al patrulea rând, Biblia spune despre casă că este o viață. Viața cuiva. Și despre acesta a patra, să zic, definiție, aș vrea să vorbim despre viața cuiva. Cum să-ți construiești viața? Aplicațiile pot fi multiple, în toate domeniile. Pentru o țară, acum, despre țara și neamul nostru, parcă ne-am cam pierdut un pic nădejdea. Asta e, ne-am încercat pe toți, toate culorile și ce a ieșit, nu-i de dorit. Dar toate sunt bune aplicațiile și pentru o lucrare, pentru o biserică nouă, pentru un ministry nou, pentru o familie nouă, pentru o viață. Am să fac câteva observații din textul pe care l-am citit, am să vorbim apoi despre câteva aplicații. Voi lansa câteva provocări și la urmă, cred că și mă rog să luați și să luăm împreună câteva decizii. Prima observație. Observați că în textul în care suntem, ambii oameni și-au construit o casă. Dacă ai fi trecut poate pe strada unde au construit ei casa și te-ai fi uitat, n-ai fi știut care e care. N-ai fi știut casa e pe stâncă și aia e pe nisip. Amândouă arătau fain, amândouă erau zugrăvite frumos, amândouă aveau geamuri de termopan, mașină în curte, culori frumoase, fiecare și-a făcut casa așa cum a vrut soția lui. Și n-ai fi știut care e pe stâncă și care e pe nisip. Case faine. Amândoi au avut un vis și au făcut un plan. Dom'le, așa aș vrea să fie. Eu am cunosc un pastor care s-a dus la Dumnezeu cu proiectul și a spus: Doamne, ăsta e proiectul pentru casa mea. Așa aș vrea să arate. Și așa arată casa lui. Cum i-a dus proiectul Domnului? A doua observație. Amândoi s-au gândit înainte și au făcut un proiect. Așa cum spuneam. Amândoi s-au gândit ca locuința lor să fie potrivită pentru familia lor, pentru nevoile lor. N-au făcut din casa lor nici sală de spectacol, nici... Au făcut o casă potrivită pentru ei, unul mare, unul mică, fiecare cum are nevoie. Să răspundă la nevoile lui. A treia observație. În ambele situații a venit vântul și a bătut ploaia și a venit furtuna. Observați că în textul nostru, Domnul Iisus nu spune dacă va veni ploaia sau când. Nu. A venit ploaia. În ambele situații a venit ploaia. Permiteți-mi o observație la observație. Și la dumneavoastră va veni ploaia și furtuna. La toți va veni ploaia și furtuna. Ba chiar cuvântul pe care Domnul Iisus îl folosește aici este un cuvânt care are în înțelesul lui semantic ideea de violență. Luca, în pasajul în oglindă, unde vom citi mai îndată, spune acest lucru. Spune că au venit, au lovit, s-au vărsat, s-au rupt norii. Vor veni furtuni. Vor veni furtuni și la dumneavoastră. A patra observație, puțin neplăcută pentru unii, dar adevărată. Ambii au zidit casa. Nu scrie nicăieri că unul a zidit și la altul a apărut peste noapte.
Ambii au lucrat. Au început-o azi și au terminat-o peste un an sau peste cât timp. Nu a apărut deodată. Am fost odată în Kosovo într-o misiune și cineva mi-a spus că uite pe muntele ăsta, zice, a venit Mahomet și a apărut o moschee. Și în România am auzit expresia asta, că a apărut o mănăstire. Asta nu-i ca, știți, ca ghicitoarea aia, ghiștiu percăcei. Mănăstire într-un picior, ghiștiu percăcei. Nu, nimic nu apare. Nici în viața dumneavoastră nimic nu apare deodată. Nici păcatul nu apare deodată, nici înșelăciunea nu apare deodată, nici toate se construiesc. Obiceiurile bune se construiesc, obiceiurile rele se construiesc. Nimic nu apare peste noapte. Haideți să vorbim un pic despre aplicații. Care sunt aplicațiile din acest text? Haideți să citim înainte din Luca, capitolul 6. Dacă vreți să deschideți cu mine, dacă nu au niciun foșnit, să știți că cred că citiți din telefon. E bun și așa. Aici Luca este mai scurt, dar mai de-a dreptul, într-un fel. Domnul Iisus spune în 46, spune așa: de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Să ia de ei. Pentru ce mă lingușiți? Pentru ce tot cântați și nu vă rugați și nu faceți ce vă spun eu? Dar nu mă interesează. Ba chiar Dumnezeu spune în Isaia: am obosit! Am obosit de jertfele voastre! Nu mai trebuie! Și Domnul Iisus spune: vă voi arăta cu cine se aseamănă. Orice om care vine la mine aude cuvintele mele și le face. Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte, a așezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape, vedeți? O vărsare de ape, o rupere de nori. S-a năpustit șuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut să o clatine, pentru că era zidită pe stâncă. Dar cine aude și nu face, se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ, fără temelie, s-a năpustit șuvoiul asupra ei și ea s-a prăbușit îndată și prăbușirea acestei case a fost mare. Și dacă veți citi mai sus cum vorbește despre cei care vin la el și spun: Doamne, Doamne, n-am făcut, veți descoperi din nou o formulare mai directă decât în Matei. Care e prima aplicație? Nu-i de ajuns să visezi la casa visurilor tare. Nu-i de ajuns să visezi la viața ta cea mai frumoasă. Nu-i de ajuns să visezi la o familie deosebită, la o mireasă faină, la o nuntă faină. Nu-i de ajuns să visezi, știu eu, la cel mai frumos proiect de lucrare. Nu-i de ajuns să ai un plan. Trebuie să te apuci și să sapi. Trebuie să faci ceva. Nu-i de ajuns nici măcar să știi cum se face. Nu-i de ajuns să ai toate materialele. Am avut în România un prieten, era arhitect, avea toate materialele pentru casa lui tăiate, știți cum, la centimetru. Era o casă din lemn, de la centimetru. Și treceau ani și nu-și mai făcea casa. La ce bun? Nici măcar nu-i de ajuns să știi că trebuie să sapi până la stâncă. Trebuie să te apuci și să sapi. Este un proverb chinezesc care spune: călătoria de 1000 de mile începe cu primul pas. Nu? Cei care sunteți de la țară, eu când eram mai mic făceam vacanțele la țară și mergeam, mătușa mă punea la plivit sau la unchiul, avea livadă, trebuia să altuim copăcei. Păi și era un șir așa de lung. Dar te apucai și apucându-te, termin la un moment dat. Trebuie să începi. Trebuie să începi să sapi. Trebuie să începi să faci ceva cu visurile tale. Trebuie să începi să faci ceva cu ceea ce mereu îți dorești. Mereu spui: Doamne, vreau să-mi schimb viața. Doamne, vreau să de mâine să încep. Trebuie să faci ceva. Trebuie să începi odată. Apucă-te, ia hârleț odată și sapă. Dă o gaură în pământ. Dumnezeu spune în Scriptură că El vrea să ajute. Dar pe cine să ajute dacă nu faci nimic? El ajută pe unul care face ceva. A doua aplicație. Zidește doar pe stâncă. Observați că primul pasaj ne spune că omul acesta și-a făcut casa pe nisip. În al doilea pasaj, în Luca, ne spune că a făcut-o pe pământ, fără temelie. El s-o fi gândit: domnule, aici e Florida, domnule, e soare, domnule, ce furtună, vezi, unde e furtună? Anglia, domnule, în Anglia nu sunt cu tremure, ce temelie, vezi de treabă. Zidește pe stâncă. Zidește doar pe stâncă. Dragii mei, ceea ce vreau să spun cu asta este următorul lucru. Cunosc mulți tineri și oameni mai, nu, la tinerețea a doua, ca să le spun așa, care întotdeauna culeg câte ceva de la cineva. Aud o predică nouă, au fost la o biserică nouă, duminica e la altă, nu-i mai vezi, sunt la altă biserică, mai nouă. Au citit o carte pe care nu a mai citit-o nimeni până atunci. Și mereu câte o idee nouă. Și niciodată n-ajung la stâncă. Nu zidi
pe părerile altora. Nu zidi nici pe ce predic eu. Creștinii din Berea erau niște oameni foarte pretențioși. Ei nu-l credeau nici pe Pavel. Ei se duceau acasă, ia să văd, ce a zis Pavel? Așa e sau nu e așa? Fii așa! Zidește doar pe stâncă. Dragii mei, un cuvânt mai ascuțit. Nu zidiți nici pe experiențele personale. Emoțiile sunt foarte înșelătoare. Sunt sigur că ați văzut foarte mulți oameni care au plâns și s-au pocăit, dar ai zis că cu ei se mântuiește tot ardealul. Și așa cum ai crezut, așa s-o mântui și credința lor. Deodată s-o dus. Înțelegeți? Emoțiile trec foarte repede. Sunt oameni care atunci când trec printr-o greutate, printr-o strungă în viață, promit Domnului marea șesarea. Doamne, știi cum? Știu pe unul care s-a rugat, Doamne, dacă mă scap de aici, așa mă pocăiesc că n-ai mai văzut pocăi ca mine. Serios? Nu zidi pe sentimente, nu zidi pe spaimă, nu zidi pe lacrimile de la laudă și închinare. Nu zidi nici pe lacrimile care s-ar putea să ți le stoarcă un predicator. Poate chiar eu, Domnul să mă ierte, nu vreau să fac asta. Zidește pe stâncă. Biblia spune că doar cuvântul lui Dumnezeu este stânca. Nu? Domnul Iisus când se roagă în Ioan, capitolul 17, pentru ucenicii săi, le spune, Doamne, curățește, Doamne, prin cuvântul Tău, prin adevărul Tău, cuvântul Tău este adevărul. Domnul Iisus când vorbește cu Petru, îi spune, Petre, tu ești Petros, spune. Tu ești un bolovan. Asta îi spune Domnul Iisus în limba greacă. Dar nu pe bolovanul ăsta voi zidi biserica mea, ci pe Petra, pe mine, pe stâncă. Poți să zidești casa, viața, lucrarea pe un bolovan mare. Dacă cineva se duce și aterizează pe un asteroid, s-ar putea să creadă că a aterizat pe o planetă. Dar e tot pe un asteroid, ăla se prăbușește într-o zi, undeva. Zidește pe cuvântul lui Dumnezeu, numai pe cuvântul lui Dumnezeu. Biblia spune că cuvântul lui Dumnezeu este întărit în cer pe vecie. Este singur lucru care nu va trece. Ceea ce pot eu să spun, poate să treacă. Poate să fie o interpretare omenească, poate să fie un sentiment de moment, dar cuvântul lui Dumnezeu niciodată nu va trece. Aplicația numărul 3. Și se o extract din a patra observație pe care am făcut-o din iauri. Acordă timp. Vedeți, în mod special se aplică, să zic așa, nouă, celor care avem, să zic, o înțelegere mai carismatică, să spun, a lucrării Duhului Sfânt. Noi proclamăm lucruri. Noi spunem să se întâmple. Am vrea. Și nu se întâmplă. Uneori se întâmplă. Acordă timp. Dacă în natură lucrurile nu se întâmplă așa, dacă afară florile nu răsar de azi pe mâine, un copăcel nu dă roadă de luna asta pe luna viitoare, de ce ar fi altfel în viața noastră? Acordă timp. Zidește. Sapă. Ai grijă. Despre Adam se spune că Dumnezeu i-a dat o grădină ca să o lucreze. Adică din prima zi, Doamne, din prima dată când ai făcut prima grădină din lume, trebuia cineva să o lucreze? Da! Trebuia cineva să o lucreze și vă mai spun ceva. Trebuia cineva să o păzească! Acordă timp! Acordă timp! Câteva provocări. În Luca, capitolul 6, apar câteva elemente pe care Domnul Iisus nu le menționează sau cel puțin nu le menționează Matei în Evanghelia lui. Și aș vrea să vedem cele patru provocări din Luca, din același pasaj, pasajul în oglindă, da? Luca, capitolul 6. Și aici citim următorul lucru. În Luca, capitolul 6, versetul 48, se întâmplă patru acțiuni foarte importante. Spune așa, omul acesta, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte, a așezat temelia pe stâncă. Am zis că la aplicații că trebuie să sapi. Dar ce înseamnă să sapi? Și asta este prima provocare. Ce se întâmplă când sapi pentru o temelie? Efectiv, ce se întâmplă? Ce faci? Scoți? Scoți pământul ăla afară, nu? Care pământ îl scoți? Până când sapi? Scoți tot pământul moale, nu? Toate rădăcinile, știu eu, bolovanii dacă sunt... Scoți afară! Provocarea mea pentru dumneavoastră și pentru mine este următoarea. Scoate afară din viața ta tot ce nu este potrivit pentru viața pe care ți-o dorești cu Dumnezeu. Pentru casa pe care vrei să o construiești. Nu-i de ajuns să știi
ce spune Biblia. Nu-i de ajuns să știi că trebuie să zidești pe cuvânt. Nu-i de ajuns nici să fii răbdător. Nu-i de ajuns nici să înțelegi că trebuie să faci lucrurile în timp și calculat, să ai un proiect. Trebuie întâi să scoți afară ce-i rău ca să pui ce-i bun. Scoate afară din viața ta toate preconcepțiile. Noi români avem preconcepții. Ați auzit vreodată englezi care spun, a, românii, voi sunteți așa, așa. Ați auzit? Vă deranjează? Dumneavoastră aveți preconcepții despre englezi? Englezii, ăștia, păi n-ai văzut ce-au făcut la Wembley? Aolă, nu? Bețivani, oh! Sunt toți așa? Sunt toți românii hoți? Nu. Astea sunt preconcepții. Și pe Dumnezeu îl deranjează preconcepțiile. Dumnezeu a venit să mântuiască ce era pierdut și a venit să repare ce era stricat. Scoate prejudecățile din viața ta. Și anume, ăla niciodată nu se roșească. Am mai văzut eu ca el. Mama mea, tatăl meu, frații mei mi-au zis, n-ai să reușești, nu-ți merge, nu te băga. Tot felul de prejudecăți, tot felul de lucruri pe care le-ai stabilit tu dinainte, cum sunt. Scoate din viața ta toate obiceiurile și deprinderile proaste. Mi-aduc aminte de un pastor la care a venit cineva și a spus, frate pastor, el l-a întrebat de fapt, băi, tu de ce tot întârzi la biserică? Și tu fiecare duminică fii cu un sfert de oră, jumătate de oră mai târziu. Ce frate, nu mă pot scula. Roagă-te și mata pentru mine să mă pot scula. Ce nu, n-am să mă rog, zice pastorul. Eu nu mă rog pentru așa ceva. Cumpără-ți un ceas, spune-l să sune și scoală-te. Asta nu e chestiune de rugat. Fă ceva. Scapă de obiceiurile proaste din viața ta. Scapă de lucrurile care te împiedică să fii ceea ce ar trebui să fii. Nu vă supărați, e valabil și pentru mine. Venim de multe ori și spunem, Doamne, curățește-mă. Și Domnul Iisus spune, am făcut tot ce trebuia să fac. Am murit, mi-am dat viața pentru tine. Când am plecat am spus, toată puterea mi este dată mie în cer și pe pământ. Mergeți, faceți, ocupă-te de viața ta. Ce vrei? Dumnezeu să te scoale să te dea pe mângălău dimineața? Fă ceva cu viața ta. Scoate afară lucrurile care sunt rele. Scapă de prieteniile care sunt rele. Biblia spune că prieteniile rele strică obiceiurile bune, așa-i? Dar spune și inversa. Sau nu spune? Nu spune, dar e valabilă. Și prieteniile bune strică obiceiurile rele. Nu? Pentru că spune în proverbe, cine umblă cu înțelepții, ce face? Se înțelepțește. E treaba mea și treaba dumneavoastră să scoateți afară lucrurile nefolositoare. Hai să spunem, poate nu sunt lucruri rele. Pot să fie o grămadă de lucruri în viața noastră care nu sunt rele în sine, dar nu sunt de folos. Apostolul Pavel spune, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate mă ajută. Nu toate mă fac un creștin mai bun. S-ar putea ca de mult timp să te rogi Domnului să te ajute să rezolvi anumite lucruri în viață, să-ți rezolvi cu banii, cu finanțele, să-ți rezolvi noua problema cea mai mare a românilor, cu o soție, cu un soț. Mie mi-a zis cineva odată, păi nu v-ați rugat, frate Virgil, niciodată pentru mine să găsesc un soț. Păi ce sunt eu, pețitor? Nu? Sunt lucruri pe care noi trebuie să le facem pentru noi. A doua provocare. Spune în versetul 48 că acest om a săpat adânc. N-a săpat un pic acolo. Ați găsit case, nu? Eu am găsit și în România și aici case unde dai o pană de hârlăți și gata, s-a terminat temelia. Și te miri de ce să crapă zidul. Biblia spune sapă adânc. Cât de adânc? Sapă până ajungi la lut. Sapă până ajungi la, așa e în România, ce? Sapă până ajungi la lut. Sapă până ajungi la stâncă. Turnul acela din sudul Londrei, Shard, are niște piloni de beton foarte, foarte, foarte adânci. Dacă veți urmări odată un documentar, are niște piloni de beton ca un pieptene înfipt în pământ, foarte, foarte adânci, până când au ajuns în loc unde e tare, e stâncă. Diavolul e foarte șmecher. Diavolul o să spună, ok, ai fost la biserică, ți-o zis ăla că să sapi. Sapă, bun, nu-i problemă, sapă. Dar nu săpa prea tare. Te-ai găsit acum să fii cel mai tare pocăit. Tatăl meu îmi povestea, tatăl meu a fost pastor. Când s-a pocăit, el a fost pe vremea războiului, a fost într-o gașcă de asta de, cum se cheamă, o potără din sat la ei. Ba luptau cu rușii, ba furau de la români. Și când s-a pocăit, că Dumnezeu într-o noapte l-a vindecat de tifos, i-a dovedit că îl caută și tata s-a pocăit. Și avea un prieten, tata îmi spunea, venea la el și spunea, băi, Mihai, băi, zice, da. I-am mai văzut pocăiți, mă, dar tu ai luat-o prea în serios, mă. Lucrez acum, săptămânile astea, lucrez cu un algerian. Și el îmi zice, am stat 20 de ani în Italia
Și am cunoscut mulți români, zice, și români creștini. Zice, dar voi, cu doi frați de la noi, zice, voi sunteți primii pe care văd că se roagă. Zice, n-am mai văzut creștini români care se roagă. Sapă adânc. Scoate lucrurile alea, nu te mulțumi. Dacă Biblia spune, frații mei, nu vreau să mă lungesc, dar probabil că se întâmplă, dar dacă Biblia spune că Domnul Iisus a venit ca să avem o viață din belșug, ăsta nu este un eufemism, nu este o metaforă, așa o folosește Domnul Iisus că nu a găsit alt cuvânt. Păi chiar putem să avem o viață din belșug. Dacă Domnul Iisus spune că putem să avem o viață în libertate, păi chiar putem să avem o viață în libertate. Dacă Apostolul Pavel spune, mulțumiți-vă cu ce aveți, în evrei spune, păi înseamnă că chiar se poate să fii mulțumit cu ce ai. Dar nu o să te mulțumească Dumnezeu, tu trebuie să fii mulțumit. Tu trebuie să spui la un moment dat, bă, sufletul meu, gata, ajunge cu poftele, mi-ajunge cât am, cât vrei. A treia aplicație. Aș vrea să mai adaug ceva. În legătură cu implicările noastre în diverse lucrări, în biserică sau în afară, tot acolo e o chestiune de profunzime, de adâncime. Cercetează-ți motivațiile. Când ieși și când în față, Virgil, când predici, cercetează motivațiile. E adevărat că Apostolul Pavel spune că unii vorbesc din slavă de șartă și e bine că tot se duce Evanghelia. Dar ea răsplată nu o să ia. Unii vor face o mulțime de fapte bune, ca cei despre care spune Domnul Iisus că au vindecat. Ăia s-au vindecat. Au făcut minuni. Și oamenii poate s-au pocăit și au mers în rai. Dar ăștia care au făcut minunile, au mers în iad. Pentru că n-au avut motivația corectă. Ba încă fiii lui Sceva au mâncat și o bătaie bună. Deci și iad și cotonog. Nu prea e bine. A treia aplicație. Spune Biblia că acest om, în versetul 48, zice, a săpat adânc înainte. M-a întrebat cineva la noi la biserică odată, frate Virgil, Biblia nu-i de acord cu divorțul? Zic, nu. Și atunci zice, cum fac? Dacă soțul pe care o să-l am o să fie așa, așa. Deschide ochii înainte. Uite-te bine înainte. Sapă bine înainte. Vedeți, mulți oameni ajung în tot felul de probleme, tot felul de situații neplăcute și dau vina pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu le spune, înainte să intri în procesul ăla, în casa aia, în familia aia, în slujba aia, păi ți-o promis ăla că îți dă 3.000 pe lună, dar nu ți-o spus că ai să fii sclavul lui. Și acum te plângi și spui, Doamne, scapă-mă! Și Dumnezeu zice, am să te scap. Dar acum trebuie să tragi un pic, că tu te-ai băgat acolo cu capul în laț, nu eu te-am băgat. Multe prostii le facem singuri. Și le cerem lui Dumnezeu să ne le rezolve. Și Dumnezeu zice, am să le rezolv. Dar trebuie întâi să te pocăiești, trebuie întâi să-ți dai seama ce ai făcut. Nu vă uitați la toate poveștile din Scriptură cu poporul Israel. Întotdeauna când ei s-au întors, Dumnezeu i-a izbăvit. Nu spune Dumnezeu în Ieremia când îi trimite în Babilon, zice, veți merge și Isaia reia lucrul ăsta și Daniel reia. Și el zice, când o să ajungeți acolo, o să vă întoarceți cu inima la mine și o să strigați către mine și am să vă ascult. Și Moise face prorocia asta. Sapă bine înainte. A patra provocare. Sapă până ajungi la stâncă. S-ar putea să sune ca o repetiție, dar e o repetiție necesară. Că nu-i de ajuns nici să sapi, nu-i de ajuns nici să sapi înainte, nu-i de ajuns nici să sapi adânc. Dacă nu sapi suficient de adânc, ce ai să construiești s-ar putea să nu stea. Știți că despre copaci, da? Se spune că, nu știu dacă toți, poate că... Mă rog, câtă coroană are afară, tot atâta rădăcină are și în pământ. Degeaba viața ta lucește și totul e frumos și toată lumea te invidiază că ce voce ai, că ce frumos cânți, că ce frumos te rogi, că ce frumos predici, dacă nu la fel de mult e și în pământ. Adică nu săpa numai cât e de ajuns să pară că e bine, ca la un gard, ai pus tâlpul, sta acum, vede clientul, peste o săptămână o să cadă, nu-i nimic, eu mi-am luat banii și am plecat. Sapă până ajungi la stâncă. Sapă până când ai dat de tare. Nu fi superficial. Asigură-te că motivațiile pentru care faci ceva sunt motivațiile corecte. Asigură-te că fundația pe care îți construiești viața ta, când iei botezul, când te însori, când te măriți, e o fundație bună. Vedeți, sunt unii, mai ales în familie de pocăiți, copii. Îi dă tata un ghiont. Mă, face chemare păstorul, ridică și tu mâna, că ai deja 19 ani și mă faci de râs, nu te-ai botezat încă. Sau s-a îndrăgostit, nu? S-a îndrăgostit și trebuie să se mărite, că fata aia o caută altul. Și taicul zice, ia mă botezul, că numai fată ca asta nu mai găsim. Și se botează și zice, lasă că se prinde pocăința de mine. Păi, dar ce, Iisus e scaiete?
Pocăința e așa o pată de vopsea care să se prinde de tine? Pocăința este un lucru care ți-l asumi. O faci dintr-o convingere. Pe Hristos spune Domnul, spune Ioan în capitolul 1 din Ioan, că tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Nu e care s-au născut și într-o familie care, o să caici eu botezul că iau prietenii mei. Cei care l-au primit ei. Cercetează-ți viața și motivațiile și modul în care iei decizii. Și aș mai spune un lucru așa, care nu este din musai, din text, dar e foarte de folos. Zidiți-vă casa, zideșteți viața, familia, în așa fel încât să reziste la furtună. Nu ți-o zidi numai să arate bine. Nu ți-o zidi numai să fie frumoasă, să te invidieze toată lumea, ce mașină ai, în ce vacanțe mergi, ce rochie are soția. Nu contează astea. Sunt undeva la mijlocul vieții, eu. Sunt încă destul de tânăr să-mi aduc aminte lucruri, dar sunt destul de bătrân ca să-mi dau seama că sunt lucruri care nu contează. De o grămadă de ori ne îngrijorăm de tot felul de lucruri care au de face cu aspectul exterior și de fapt pe nimeni nu interesează. Numai noi avem impresia că contează. Zidește-ți viața ca să reziste la furtuni. Zidește-ți credința ca să reziste la furtuni. Când biserica nu o să mai fie, când nu o să mai putem să ne adunăm, când o să se închidă adunarea, nu o să mai fie lauda, trupa de laudă și închinare în față, nu o să mai fie nimeni care să predice și să te ia, să te scuture, să te tragă. Ai să fii tu cu Sfânta Carte. Și dacă n-ai învățat să citești și nu te-ai învățat să-ți extragi de aici convingeri și convingerile tale s-au manifestat doar când a cântat fain în față cineva, o să treacă repede și ai să te prăbușești. Zidește-ți viața în așa fel încât să reziste la furtuni. Câteva decizii pe care vreau să vi le pun înainte. Vedeți, viața creștină nu se trăiește prin sentimente, se trăiește prin decizii. E o poveste, ce urmează să spun, dar e o poveste interesantă. Ați citit cartea Quo Vadis de Sienkiewicz? S-a văzut filmul vreodată, Quo Vadis? În filmul acesta, Petru, care era la Roma, află că e persecuție și că urmează să moară. Și frații creștinii din Roma îi spun, du-te, să mai stai și tu să mureci. Și Petru își ia toate lucrurile și pleacă. Și pe dealul de deasupra, un deal deasupra Romei, se întâlnește cu Domnul Iisus. Și Petru îi pune întrebarea care dă titlul cărții, Quo Vadis, Domine? Unde te duci, Doamne? Și Domnul spune, mă duc să mor în locul tău, că tu fugi. Viața creștină nu se trăiește nici pe temeri, nici pe spaime, nici pe emoții de moment, nici pe excitații sentimentale sau, știu eu, intelectuale. Se trăiește prin decizii. Domnul Iisus spune că dacă cine își face o casă, să calculeze bine dacă are cu ce să o zidească sau nu. Sau dacă unul se duce la război, zice, să se gândească dacă are cu ce câștiga războiul sau nu. Fă-ți niște decizii. Și aș vrea să pun câteva decizii înaintea dumneavoastră astăzi. Decide astăzi. Astăzi. Acum, ia decizia asta. Scrie pe o hârtie. Du-te în toaletă și spune-o cu voce tare în oglindă. Spune la un prieten. Decide să scapi și să scoți afară tot ce este nefolositor în viața ta. Decide astăzi. Prietenii aia cu care totdeauna te încurci, decide astăzi să scapi de ei. Nu or să pățească ei nimic fără tine, dar tu o să pățești ceva dacă stai cu ei. Decide astăzi să o rupi. Apostolul Pavel spune, să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Să o rupem. Nu zice, așa încet, încet, subtil, dați-vă deoparte. Rupe-o. Decide astăzi. Decide astăzi să scapi de obiceiurile proaste. Haideți să vă spun ceva și nu le spun lucruri pe care eu nu le-am trăit. S-ar putea să ai în viața ta un obicei păcătos și s-ar putea să spui, nu pot scăpa de el. Am încercat și nu pot. Se poate, fraților, se poate, se poate. Totul stă, Biblia spune că și viața și moartea stau în gura ta. Cu gura ta mărturisești și ești mântuit. Omul spune, va fi scos vinovat din vorbele lui. Proverbele spun că din gură se hrănește tot trupul și tot sufletul. Hotărăște să scoți din viața ta toate obiectele oculte. Noi nu prea vorbim despre asta. Dar cei care sunteți poate mai din sudul României, știți că vrăjitoria este o problemă mare. Scoate din viața ta, știu eu, tot felul de obiecte, de lucruri, un tricou, un bandativ, ceva care este ocult. Ți-l-a dat o țigancă. Dă-l afară. Scoate-l din viața ta. Sunt lucruri care au o încărcătură spirituală, demonică,
Scoate afară lucrurile alea. Mi-a spus cineva care vrea să se pocăiască și slavă Domnului, s-a predat acum 2 săptămâni, că nu se poate lăsa de jocuri de calculator. Scoate afară jocul ăla, scoate afară PlayStation-ul, scapă de el, nu-l pune în dulap, nu-l pune sub pat, revista aia, nu-l pune deoparte acolo, arunc-o! Du-te și spune la cineva, băi, până azi n-am putut să mă abțin, dar uite, azi am vrut să scap de ea și leagă-l pe satana, spune cu voce tare, el asta ar vrea să spună, nu zi la nimeni, lasă așa, știm noi doi. Păi dacă o să mai vrei, ce te faci? Decide să scădești, a doua decizie pe care înainte, să scădești viața ta, casa vieții tale, numai, numai și numai pe cuvântul lui Dumnezeu. Dragilor, suntem într-o lume plină de tot felul de oameni, cu tot felul de viziuni, cu tot felul de păreri, cu tot felul de descoperiri chiar. Și nu toți care primesc o descoperire chiar au primit o descoperire. Nu contează. Vine omul și spune, a, uite, mi-a zis Domnul să spun asta. Ok, bun, hai să vedem. Nu scrie așa în Biblie, nu s-a zis Domnul. Mă înțelegeți ce vreau să spun? Zidește-ți viața ta. Viața ta e prea prețioasă ca să o zidești pe păreri, să o zidești pe ceea ce spune cineva. De unde știi tu ce spune el? Lucrurile care contează în viață sunt lucruri care, despre care Dumnezeu are ceva de spus. Dumnezeu nu o să spună dacă să-ți iei Volkswagen sau să-ți iei Porsche. Asta e treaba ta. Că dacă ți iei una și n-ai bani, nu o să-ți facă Dumnezeu peste o noapte contul durduliu de bani ca să ai de unde plăti. Hai să te chinui și hai să o dai înapoi. Prostiile le plătim noi. Dar pentru viața noastră, pentru mântuirea noastră, pentru caracterul nostru, Dumnezeu a dat tot ce este nevoie, spune Petru. Tot ce este nevoie. Și al treia decizie pe care vreau să vă pun înainte și nădăjduiesc că sunteți oameni care gândiți în felul ăsta. Alege astăzi, alege să crezi tot ce scrie în cartea asta. Tot. Frați și surori, dragi tineri, dragi prieteni, trăim într-o vreme în care predicatori, profesori de teologie, oameni respectabili vin și spun aia îi din Biblie, dar aia n-a fost scris în Biblie. Aia a fost adăugată mai târziu, aia nu o fi adevărată. Diavolul când vine la Eva, primul lucru pe care el spune, prima armă pe care o folosește diavolul împotriva omului este îndoiala. Oare? Chiar așa a spus Dumnezeu? Nu îngăduiți în viața dumneavoastră să intre îndoiala. Căutați să credeți ce spune Biblia. E întreagă adevărată. Dacă Biblia spune că Dumnezeu este bun, nu te mai aștepta la lucruri rele în viața ta. Apostolul Pavel spune, bucurați-vă în nădejde. Așteptați lucruri bune de la Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să te chinui târându-te prin lume. Dumnezeu vrea să ai o viață de biruință asupra păcatului. Vrea să ai o viață de biruință în ce privește viața ta socială. Dumnezeu nu vrea să fii nici ultimul, nici la coadă. Pe aia de la coadă îi atacă Amalek, nu pe aia care sunt în față. Alegeți să credeți întreaga Scriptură. Nu pot să accentuez mai mult lucrul ăsta, dar Duhul Sfânt vă va spune dumneavoastră ce aveți dumneavoastră nevoie. Și Dumnezeu vă va binecuvânta. El promite că ajută pe cel care se străduie. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Ați ascultat un mesaj al lui Virgil Mitrofan, un mesaj inspirat din predica Domnului Iisus Hristos de pe munte. Mesaj intitulat Ascultarea și casa zidită pe stâncă. David Reguș sunt. Întâlnire vă dau din nou aici la Actualitatea Evanghelică, ediție specială. Pe curând! Mesaje, conferințe, predici, toate la ediția specială Actualitatea Evanghelică. Ce s-a spus ieri, noi redăm azi, pentru ca tu să știi mâine.